Întotdeauna am crezut că o mamă e în stare să facă orice să-și apere copilul. Însă nu m-am gândit niciodată că ar fi în stare să-și rănească copilul ca să-și atingă scopul. Bineața, te-ai trezit. Intră. Vrei cafea? Da. Hai că n-am băut din ea. Mersi. Și Petru? Unde e? Că nu l-am văzut aseară. Petru e cu Robi. Au arestat-o pe Aliza. Ce? Ea mi-a pus pastilele în vin. Din cauza ei am căzut peste Robi. Nu pot să... Adică știu că e nebună și fără scrupule, dar... chiar așa să-i faci rău propriului copil? Da. Și Robi? Robi nu știe nimic, evident. Da, și mi se face rău numai când mă gândesc. Cum să existe o asemenea mamă pe pământul ăsta? Nu să le umbrați pe Ioan. Bună dimineața, campionule. Ce faci? Campion? Păi și eu. Da, tati, am înțeles că mai... De ce? Păi am înțeles că mai un pic și te înscriem la un maraton, nu? Tati, tu ai mișcat piciorul? Da. Ai mișcat piciorușele? Da. Nu mi s-a părut. Bravo! De ce, bro? Ești cel mai tare copil, tati. Ești cel mai tare copil. Ești cel mai tare copil. Crede-mă, nu plâng, nu, nu. Nu, ăsta nu-i plâns, tati. Sunt fericit. Sunt doar foarte fericit. Atunci nu mai plânge. Bravo, tati. Bravo, bravo. Bravo. Unde e mami? Mami a plecat. Se bucură și ea. Da, tati, se bucură foarte. Bravo, mă, tati. Tati? Da? Cred că o să mă fac bine. 100%, tati, te faci bine. 100%. Îți promit. O să mergi din nou. Gata, iată. Sunt fericit, tati, să știi. De asta plânge, tati, că e fericit. Îți caut avocat. Vorbesc serios? Da. Mulțumesc. Dar să știi că ai mers prea departe. Începe, te rog, începe și tu. Robi, copilul tău. Vreau să-i fac rău lui Robi, tu nu înțelegi, am vrut doar... aia. N-aveam de unde să știu că ea o să cadă ca o balegă peste copil pe scară. Alice. Dacă te ajut, te oprești, da? Da, normal. Alice. Îți promit. Dar trebuie să mă mai ajut cu ceva. Atent. Trebuie să mergi și să... Hei, haideți! Intrați! Mulțumim! De fapt, știți locul. Vreți ceva de băut?
Nu, mulțumim. Nu. Mai bine că când a plecat el capitan, am ras tot. Nu te-ai gândit să te duci cu ea? Nu. Nu, la mine e complicat. Lăsați-mă pe mine. Ce faceți voi? Păi, uite, l-am rugat pe Petru să vorbească cu el capitan. A vorbit? Că mie el capitan nu mi-a răspuns la telefon. Da. Da, a vorbit. Și Carla ar avea nevoie să stea undeva. Și a rugat-o pe el capitan să o lase pe Carla să stea aici, până se pune pe picioare. Nu e casa mea, e casa ei. Și dacă ea a fost de acord... Da, a zis că e ok. Gabi... Ce-mi place când ești așa autoritar. Da, super. Eu am venit să-ți spun că sunt gata actele pentru adopție. Super. Și asta ce înseamnă? Că? Înseamnă că luni poți să mergi și pe aia mică și marți facem programare pentru divorț. Nu, nu. Gabi... Nu putem să facem asta, Pavel. Nu avem cum să facem asta. Nu poți să-mi faci asta pentru că... Dacă vin ăștia și mai fac controle, Pavel, nu se poate. Nu mai fac niciun control. M-am asigurat eu. Pavel, nu poți să-mi faci asta. Nu se poate să... Nu se poate. Nu. Gabi, nu mai e nimic între noi. Nu înțeleg de ce avem discuția asta de 1000 de ori. Hai... Pentru că te iubesc, mă-n prostule. Hei! Bună! Mersi că ai venit. Andy, mă grăbesc. Te rog. S-a întâmplat. Mersi. Am nevoie să mă ajut cu ceva. Știu. Poate-ți cer prea mult, dar... e singura mea speranță. Nu te-ai schimbat deloc. Adică? Adică nu am vorbit de atâta timp și îmi cer o favoare. Nu e momentul să-mi scoți ochii pe bune. Alice are nevoie de ajutor. Ce-a mai făcut Alice? Asta e, că nu a făcut. Dana, așa e între surori. Trebuie să fie una mai răsfățată și alta mai realistă. Bănesc că te-ai prins care e aia realistă. Da. Dar uite, faza e că și Dana mi-a zis să o las în pace. Să-mi văd de relația cu tine și să o las în pace pe Emma, că se descurcă. Și ți se pare că se descurcă? Plus că Dana nu știa că eu o să vin la tine și o să-ți spun să te duci să vorbești cu el. Sigur, vrei să fac asta? Da. Serios. Nu înseamnă că mă înșel dacă ajut un prieten. Bine. Atunci o să vorbesc cu ea, pentru că așa ai zis. Bine. Așa am zis eu. Mulțumesc. Ajuns. Ce-o fi avut taică tu, Ioane? A venit așa de nebun, a plecat, nu a zis nimic. Eu îl fac pe el nebun și tot eu vorbesc singură. De fapt, nu vorbesc singură, vorbesc cu tine. Tu mă înțelegi, nu? Ești băiat mare acum.
Opa! Ia uite ce mare de-ai făcut! Ia zi, o înțelegi pe mami? Spune! O înțelegi pe mami? Ce faci, Gabi? Ce? Pavel. Pavel? Ce cu Pavel? Mi-a zis că marți să mergem la notar să începem divorțul. Mai claxon, n-am vrut să știe toți că ești aici. Bella, Bella, ciao, Bella. Ciao, che fai? Che ce? Ce faci, adică? Ah, bene, bene, bene. Uite, vreau să-mi cere scuzi, da? Să mor dacă mă pricep la asta, că nu prea mă scuz. Dar pentru ce să-ți cer scuze? Pentru că, știi, tu ai fost cu mine pe secție și nu se cade pentru o fată ca tine să stea la poliție. Scuze, serios, chiar scuze. Nu e problemă, chiar nu ai de ce să-ți ceri iertare. Ești cea mai șmecheră fată. Ei, mi-a plăcut și mie să simt adrenalina, așa, să simt că nu mai sunt o fată cu minte. Ia zi, unde mergem? Unde vrei tu, frumos? Merg pe mâna ta. Așa facem șefa. Oh! Mulțumesc, mulțumesc. Mergem într-un loc mișto? Hai! Vrum, vrum! Hai, bucură-te că mă vezi așa. Hai, bucură-te. Nu asta vreau, Alice. Fiști tu odată o femeie normală și zic că te bucur că mă vezi așa, că vrei să mor în chinuri, că vrei să... Dar nu te mai uita la mine cu mila asta. Dar nu pot să simt altceva. Nu pot să simt altceva pentru tine, pentru că tu ești bolnavă, Alice. Ești bolnavă, altfel nu făceai atâtea lucruri rele. Da, sunt. Îl iubesc doar pe el. Și asta nu o să vindece niciodată. Dar ce ești tu? Tu ai câștigat. Eu sunt singur aici. În închisoare. Fără nimic. Trebuie doar să mor și atât. Nu-ți vreau rău. Atunci scoate-mă de aici. Îți dau orice. Să-i dai custodia lui Petru. Robi o să fie doar al lui. Nu o să te interesezi oricum, pentru că nu-l iubești. Și după asta vreau să dispari din viețile noastre. Să dispari. Ocazia să îndrepți un rău, trebuie să profiți de moment. Dar ce te faci dacă deznodământul tău fericit
înseamnă că cel care ți-a făcut răul va scăpa nepedepsit. Neața. Neața. Ce faci? N-ai dormit? Nu prea. Nu știu ce să fac. Pe de o parte aș vrea să se termine tot și să ne vedem de viață, dar pe de altă parte... Nu știu, simt că nu pot să o las să scape atât de ușor. Eu nu pot să zic nimic. Știu doar că nu mai vreau în viața lui Robi. Știu, asta i-am propus. I-am propus asta și nici măcar n-a acceptat. Adică nu înțeleg. I-am dat o șansă. I-am propus să o ia de la zero. Și nu înțeleg ce mai vrea. Vrei să spun eu ce mai vrea? Da, pe tine. N-o să renunțe niciodată la mine. Da, nu. Nu o să scap de ea. Și e mama lui Robi. Tocmai de aia trebuie să luăm de la ea. Ți-a duc o cafea? Da, te rog. Imediat. Și aia crede acum că mă șantajează. Eu zic că e ofertă de nerefuzat. Da, renunț la tot, dar scapi. Nu aveam cum să accept așa ceva. Dacă îl pierd pe Robi, înseamnă că pierd orice influență asupra lui. Și tu crezi că poți face mai mult din închisoare? De asta te-am pe tine. Să mă ajuți. Da, de asta mai pe mine. Și mi-a venit o idee. Mi-e frică să întreb. Hai, pe bune, nu fii... Zi. Trebuie să duci la Robi și să-i transmiți ce zic eu. Nu, 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 Alice... Mă ajuți sau nu? Nu știi să răspunzi? Mm. Am zis neața. Ești bine? Emma! Nu mai țipa. Dar n-am țipat. Vorbește mai încet. Vorbești prea tare. Trezire. Trebuie să mergem la muncă, hai. Ce muncă? Că n-am niciun chef. N-ai chef? Dar ce ai? A? Mă, tu ești mahmură? Ai băut azi noapte? Băut și eu puțin. Puțin? Asta numești tu puțin? Puțin mai mult. Ce are... Ce o să zică Răzvan asta are? E ultima mea grijă, Răzvan. Hai, sub duș. Hai, potolește-te. Haide, hai sub... Hai, gata, duș. Dar ce ai, ești nebună? Dar ce ai? Nici n-ai idee. Păi tu înțelegi că nu e ok ce faci? Hai, lăudată. Dar de când nu-ți pasă mă ție de mine? Au. Uite că-mi pasă, proasto. Hai, lasă-mă, îmi face că-mi doare capul. Oricum plecam. Să inventez o scuză pentru tine la muncă. Da, fac ce vrei tu. Au. De casă nouă. Da, mersi, dar nu trebuia. E plăcerea mea. Uite, o să o pun aici, să aibă lumină. Dar ce drăguț din partea lor că te-au lăsat să stai aici. Păi oricum, El Capitan e plecat din țară, din cauza lui tata, bineînțeles. Vorbim mai încolo. Te pup și mi-e dor de tine. Pa! Era... Era Ada. Bine, hai să mergem.
Vreți altceva? Că văd că nici în față atins de omletă. Maria, dar nu vezi că nu mai vine nimeni la masă? Te-ai spătut degeaba. De fapt, poți să strângi. Mulțumesc. Da. Da, sigur. Mă mai șurc furfuriile alea, te rog, Maria. A. Mamă, ce ai? Scuze. Cred că mai e oră ceară. Vrei un ceai? Să-ți facă... Îi faci un ceai? Da, da, da. Imediat. Bună dimineața. A, ce cauți aici? Am fost la Alice. Întrebat de tine. Nu mă interesează. Are nevoie de tine. Răzvan, nu vreau să știu. Nu... Nu serviți ceva? Nu, 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 nu. Mulțumesc. Crede-mă că nu-i face bine deloc pușcăria. Dar ce îi face ei bine? Unde îi face ei bine? Crezi că la sanatoriu va fi mai bine? La spitalul de nebuni? Ce vrei să se întoarcă aici? Să-i facă alt răul Robi? Mamă, mamă, pe bune, nu începești tu capetul. E, ba da. Știi foarte bine că nu a vrut. Nici data trecută n-a vrut, nu? Data trecută. Așa cum auzi, când a luat din greșeală Robi somnifere, cine crezi că i le-a dat? Maica sa, Alice. Înțelegi că nu mai pot să o acopăr. Eu nu mai pot să o iert, să o ajut. Copilul ăsta a fost mereu o victimă în toate războaiele ei nebune, în toate jocurile astea demente. Tu înțelegi că îi pune viața în pericol? Nu se poate așa ceva, Andy. Ce vrei, mamă? Ce facem? O lăsăm acolo și gata? Eu nu vreau să o las acolo. Vreau să vin acasă. Nu știu, mama, nu știu. Andita, poate că acolo o să înțeleagă ce-a făcut. Trebuie să înțeleagă ce-a făcut. Nu știu decât că vreau ca Robi să fie bine, să se facă bine, da. Să se vindece, să meargă. Da. Mai departe nu pot să mă gândesc. Iartă. Mă rog. Hai, mă, treci. Stai-mă o dată jos. Zi-mă, nenorocitule, ce treabă ai tu cu soara mea? Pavel, lasă-l în pace, că n-am făcut nimic. Tu taci din gură, că ajung și la tine imediat. Ce am făcut, șef? Doar ne-am distrat și noi, să mor eu. Fabiane, dar una de vârsta ta nu-ți găsești tu să te distrezi? E mai doar un copil. Nu mai sunt un copil, Gabi. A, și asta înseamnă că trebuie să bei, nu? Tu ai uitat ce antecedente avem? Ai uitat de tata? Mă, Pavel, pe bune, s-a întâmplat o singură dată. Pleacă de aici, Fabiane, că nu te primesc. Hai. Hai, mă, suriole, nu m-ai iertat încă. Hai, te rog eu. Ce frumos miroase. Ce ai făcut bun. Da, miroase frumos pentru că am pus în cuptor o prăjitură, da? Fac pentru Roxy, că mâine vine acasă și e pentru ea. Zi, ce vrei? Să mă ierți. N-am vrut să-ți fac probleme. Dar
că tot ai venit, ia asta, pune mâna și fă-te utilă cu mobilă. Hai. Da, surioară. Păi, mai trebuie să și muncim pentru mâncare, că nu se mai poate așa, știi ce zic? Cine a zis că tu o să primești mâncare? Să nu care cumva să te gândești la prăjitura aia, nu te atingi de ea. Vezi că aia e pentru Roxy și numai pentru ea. Nu, că nici nu mă gândeam. Adică, deja am uitat de ea. Așa, foarte bine. Bravo. Și cu Emma? Ce ai de gând să faci? Emma? Care Emma? Și de ea am uitat șefa. Bravo. Și te vreau. Ce ai pentru mine? Ce? Asta, da. Am găsit-o la poartă. Factură, ceva, nu știu. Nu pot să cred. Ce e, soră? Pavel. Îmi cheamă la divorț, Fabian. Cheamă la divorț. Hei! În sfârșit, ai venit. Bună și ție. Trebuie să zic ceva. Te rog să nu te superi pe ea. Pe cine să nu mă supăr? Pe Dana. Că Dana i-a zis lui Pavel despre Emma. Dar să știi că a făcut toate astea doar pentru că-i pasă. Stai liniștit. Nu contează. Pa da, contează, că eu nu vreau să pice toată vina pe tine. Oricum o să pice toată vina pe mine întotdeauna. Uite, eu mă gândeam că poate ar fi mai bine să mă mut de aici. Ce? Nu! Nu! Cum să te muți de aici? Nu! De ce? Deja au trecut niște luni și am un job stabil, mă descurc. Dar nu mă interesează, nu pot să mă las singur. Nu! Dar asta nu înseamnă că ne despărțim. Doar că o să ne vedem mai rar. Dar eu nu vreau să te văd mai rar, eu nu pot să te văd mai rar. Te rog, nu-mi îngreuna situația. Ți-e clar că eu și Emma nu o să ne înțelegem niciodată. Scăpăm de ea, de tot? Sper. Sper. Time is on my side. Even if everybody else is occupied. Auzi ceva? Nu. Exact. E liniște. După mult timp. Sper să fie așa pentru totdeauna. Till the very end, I'm gonna just play them out until the very end. But it's alright. Ți-au sosit admiratoarele. Where do we go? When we can no longer run, what do we know about the end? Into the light, born to a fight and the lonely. Gianni Rocca, ești arestat pentru privare de libertate și răpire. Hai. Nu e nevoie. Vin de bună voie cu voie bună. Nu, așa e procedura. I'll never make it out of here. I can never go. Hope you hold your armor close, cause I'm... Să nu ești cel vorbit. Să se întâmple în fiecare zi când o să te ceri cu Carla. E numai vina ei. Eu ți-am spus.
Vreau să-l omor pe Petru. Să știe că eu am fost. O să faci asta, o să te urască pentru tot restul vieții. Ok. N-am nevoie de nimic de la nimeni. Nu permit nimeni să-și bată joc de mine. Nici măcar fiicei mele. Stai liniștit, se rezolvă. Petru Vărnicu o să moară.